facă ziua de președinte de ședință pentru luna martie 2018, la numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Drăgu-Trotuș. La numărul 3, proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în cuantum de 800 de lei, cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2018. La numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea materiei priorități obiective și plan de acțiuni de anul 2018, transmisă de instituția prefectului din județul Bacău. La numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga în strada Învățător Maria Rogoza și a străzii Marie Preda în strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 40 din 2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Târgu Trotu, județul Bacău, în mod corespunzător. Iar la numărul 7, diverse. Menționez că proiectul numărul 6 are ca inițiator pe domnul Președinte Vizitorul, iar celelalte proiecte au inițiator pe domnul primar al Comunei Târgu Trotu. Invitat în tot domnul primar. Asta de aia a făcut mențiune, da? La mine reșeală. La mine se scrie clar, domnul Consiliul Local de Limitită. Așa. Vă supun la vot, dacă sunteți de acord cu această ordine de zi a ședinței. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Deci abțineri și contra nu. Bun. Și acum să trecem la treabă. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă supun atenție procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 7-a 2-a 2018. În primul rând să vedem dacă se scrie cineva la cuvânt pe la marginea acestui proces verbal. Domnul Liviu Nitizelu, altcineva? Domnul Liviu, ales în mod automat. Da, domnul. Da, domnul Liviu. Vreau să fac un mic remarc la ordinar de 21-a 3-a. Vreau să spun, doamne secretar, că la proiectul numărul 6, care a fost prescris, adică au fost 14 abțineri, noi s-a strecut 15, doamne. Și se mai crede că au fost numai 14 consilieri prezenți, da? Și după aia să nu fie probleme. Eu doar acum vreau să spun. Mulțumesc. Deci am modificat în procesul verbal și erau 15 abțineri. Deci au fost numai 14 consilieri. Atât, domnul Vidal, da. Vă mulțumesc. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Așa, deci, abținere împotriva nimeni. Acum vă supun atenție procesul verbal de abținere extraordinară din 7-a 2-a 2018. Se scrie cineva la cuvânt? Are cineva de obiectat? Nu. Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. Așa. Deci a fost domnul Vizitorul. Și vorba de ședință, că am avut un singur punct, nu? Da, cu canalizare, nu? Da. Domnul, acum ați votat aici? La care? La extraordinar. La extraordinar a votat pentru că la care din două puncte. Da, numai domnul. Nu știu când ați fost atunci și vă... Ba, am fost, doamne. Ați fost, doamne, scuzați. Am fost la cealaltă, de genul. Da. Trecem acum la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind deschemarea domnului consilier Boacă Gheorghe, președinte de ședință pentru luna martie. Se scrie cineva la cuvânt? Atunci trecem la vot. Cine este pentru?
Abține. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021. Vă rog, îmi scrie la cuvânt, dacă se scrie cineva. Domnul Vitelu Iuliu, la cineva. Domnul Ungureanu Petre. Domnul Boac, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să întreb, văd că avem un excedent de 201.000 lei din anii anterior. Și vreau să întreb doamna contabilă și de față să știm exact. Am rugat-o bine la ședință să ne spună exact unde vom folosi. Îi vă dăm undeva ca să facem da, ceva. Da, 201.000 se regăsesc în lista de investiții. În anexa 2. Am văzut că scrie și aici. Da? Deci, excedent de la precedent, 201. Și cu vorbire cu secțiunea de funcționare. Da. 1304, 1505 și 6 piese de secțiunea de portare. Deci, 201.000 avem de la 1.405, da? 201.000. Da, da, da. 1.304 îți vor să mergi. Bine, văd excedentul de mai președinț care avem. Deci, 201.000. Bun. Da. Îi avem cu un scop bine definit, adică să știm. Da, undeva, pentru proiectele care sunt în derulare. Da, în derulare. Da. Mai avem nevoie de, nu știu, da, câte da, 201.000 da, domnul. Da. Cum? Mai avem, nu știu, câte sume de 201.000 nevoie pentru să ne facem. Sunt nevoie. Cum ar fi? Adică sunt nevoie, dar pentru ce am? Pentru proiecte, pentru un cofinanț. Da, da, da. V-ați uitat de aia, v-ați zis că avem investiția, v-ați zis că ați văzut sumă. Nu s-a văzut că avem investiția, dar povestea este. Deci bine că ne-au rămas. Eu nu am spus că e rău că ne-au rămas. Da. Am putea să luăm să facem și ceva, adică dacă tot facem ce-am trecut pentru sectorul de drum de la Tuta, ați trecut porțiunea de un kilometru, spuneți dumneavoastră. Un kilometru 200. Un kilometru 200. Dar adică e mai mult, mă rog, să spunem că e un kilometru 200. Am măsurat de 1.000 de ori. Am înțeles. Direct. Cu ruleta sau cu ce? Cu automobilul, cu ruleta, ce vreau cu proiectul. Și v-a reieșit o, o lungime de 1.200 de metri, da? 240. Am înțeles, bun. Am putea să luăm, că și așa nu se fac nimic, gropilii tot spun de fiecare dată, la fiecare ședință, gropilii. Măcar cu utilajul nostru nu am putea să ducem, să luăm ceva de la transporturi, să nu mai aruncăm bani în vânt și să punem, să facem altceva. Dacă tot faceți la Tuta un perimetru, să facem și la Târgu Trotu și la Vișoara, am de ce putea... Isca, de ce isca ați deschis dumneavoastră să ar face la Tuta și la altă parte nu? Păi, pentru că... Vreți să vă lista de investiții pe Târgu Trotu? Avem proiecte aprobate de Târgu Trotu. Care sunt în primare pentru asta. Domnul Mălu, deci nu are nici un remat. Proiect pe ce? Pe ce proiectul? Nu, stați puțin. Eu am punctat așa. Pe ce proiectul? Pe PNDD sau pe proiect din bugetul local? Pe ce avem? Proiectarea avem făcută. Dar banii de unde vor veni? Banii. Deci, vorba de, este vorba de trei proiecte de asfaltare. La care te referi dumneavoastră? De kilometrul la 200? Kilometrul la 200. Kilometrul 200. Este din buget local. Vine din bugetul local. Așa. Bun. Și celelalte proiecte, care tot îi susțineți aici, care încercați să mă contracarați pe mine, să mă contraziceți, că nu e adevărat că avem proiecte pentru Târgu Trotu și Vișoara. De unde vor veni banii pentru finanțare? PNDR. PNDR? Și cu finanțare de la noi. Dar nu te contează nimeni. Nu. Păi nu, dar mai contrat puțin așa, mai contrazis. Bun. Și foarte important, aș dori să știu, personal, am acest drept. Când vor fi? Pentru că dacă ai spus că la Tuta se va începe anul acesta, când va fi la Târgu Trotu și la Vișoara? Concret! PNDR 3, trebuia să știți. Începe în martie. Pe 1 martie se deschide sesiunea. Noi vom depune dosarul de imediat. Da? Înțeles. Deci am depus de PNDR 2, am depus 4 dosare, 4 proiecte, din care 2 de asfaltări, apă, canalizare și cu bolul și bun, eu vă promit că, în mod, puneți ca și în soare,
tot mai întâi nimic. Deci, va începe în martie. Eu o să vin cu altă întrebare în luna aprilie. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul Cristian. Da, da, vă mulțumesc. Domnul Ungureanu, vă rog frumos, aveți cuvântul. Eu zic să văd ca oare. Eu sunt o problemă pe care l-am primit? Nu. Aș fi vrut să întreb. Aici este trecut 250 de mii. Ce înseamnă 250 de mii? La locuințe, servicii dezvoltate. Aici e iluminatul public. Iluminatul public, da. Ce înseamnă sumă asta? Servicii de reparații, iluminatul public, care este aproximativ 1,5 miliarde, 2 pe an. Și servicii la apă. Și servicii la apă? Da. Adică servicii la apă la ce? Servicii la apă. Mai sunt anumite lucruri care trebuie să le suportăm noi. Reparații și așa. Da, da. Sau de plătit și care le plătim un DSB, un șeptă de aici le plătim. În medie am avut la apă. Da. Dar nu e vorba în Măgeava. Și de care le plătim la DSB. Am văzut aici estimări pe 2019-2020, deci de la 250 pleacă la 2050. Lăsați-mi să obții procentual. Da. Deci nu este din vreodată sau cu la masă. Deci nu se întâmplă că la anul estimările astea să fie spre aproape. Adică nu fie 12, să fie 10. Sumele astea să fie 2-3 ani de mai mult. Deci tot așa am zis. De asta spun pentru că m-am uitat pe site-ul primăriei în 2015 și a fost publicat în publice bugetul local detailat, de venituri pe capitole, subcapitole, cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole, cheltuieli și paragrafe. De asta zic că așa ar fi trebuit să îmi pune și nouă acum, ca să știm atunci să fie mai ușor pentru noi ca să deducem tot. Și nu aveam atunci atât de alte dată. Venit până la ora 2:30. Se putea face și fără. Exact și fără. Nu știu de aici. Eu sunt văzut, am stat la servici până la 5:30. Și au venit după. Da. Și a venit la 10:00. Mai grav decât ce. Și aș întreba cu un amendament la transportul cu 300 de mii. De la secțiunea de funcționar. Dori la această sumă de la din anexa 1, capitolul 804, includerea sumei de 300 de mii lei la secțiunea de dezvoltare pentru transportul sub capitolul 8402. Totodată această sumă să înscrie la capitolul 8402 transportul din lista de investiții să fie trecut în partea cealaltă. Adică noi, în suma de 300 de mii, pentru ce cheltuim acum? Dar nu se cheltuie. Dar pentru ce vor fi folosiți? Dezvoltare. Deci asta să înțeleg că vor fi folosiți și pentru... Dacă trebuie să balastezi unul, nu te poți duce în secțiunea de dezvoltare. Asta este ideea, că eu n-aș vrea să mai fie la asta. De asta vin cu motivația asta. Dacă vă trebuie autogrede, da, după ce plecați din ședință, peste o săptămână, două, când sunt gros, să strigați. Nu, dar nu e neapărat. Gredul poate să vină și să facă cum o să trebuie. Nu trebuie, nu trebuie. Nu e nicio problemă, faci asta, că nu știu ce mă duc. Deci eu așa aș spune că mai bine facem, păi și tot acolo, transportul în partea celorlalți, tot facem un drum, cu asfalt măcar, în 3 miliarde. Mai să ridicăși topo, de aici trebuie să le plătesc. Nu mă pot duce în secțiunea dezvoltare să-i plătesc. Da, dar noi dacă tot ridicăm balastul ăla și tot punem balastul ăla. Scrieți ce doriți, eu fac și dumneavoastră vă asumați. N-am niciun problem. Eu am spus și eu mi-am spus părerea. Deci eu nu aș fi de acord, motivația mea. Nu sunt de acord. Domnul Ungureanu, să știți că referitor la tot conducătorul de drum nu s-a pus. Deci țineți cont, anul trecut s-a făcut drumul pe Văratici. Pe Văratici, așa, de 1 miliard și ceva. Deci nu s-a pus drum,
s-a pus palatul pe drumul expreu când a fost nevoie. Pentru că atât l-am răcăit, la un moment dat au ieșit bolovani. Și s-a mai pus un strat subțire. Bun. Necesită iar pe drumul ăla de la Veratic să fie iar întreținut din nou drumul ăsta. Deci nu doam să-l palastez. În două sunt alte drumuri. Eu zic că suma, o parte din sumă. Trebuie să faci metrică. Trebuie făcut drumul de la Crâșul, de la intrarea. Pe partea asta, pe intrarea la Gorbaciov, că dacă intră asta în reparație, să fie blocat drumul ăla. Deci noi trebuie să ne pregătim. Și atunci de unde o să pui? Nu tot de acolo. Trebuie să luăm balastul din frontul, să-l facem. De astea mereu o fiecare, iar 3 miliarde, în loc să facem o stradă de asfalt, o să punem o stradă. Este prin dar nu e, domnul este. Dumitare, ați uitat odată la devizul estimat din domnul Vrani. Aici sunt drumuri agricole care trebuie de ținut. Devizul estimativ la proiectele de PNDR, la cel cu 6.300.000, ajunge la 70 de miliarde. Deci faceți un calcul de valori și gândiți-vă cât ajunge kilometri de asfalt. Este imens. Da, dacă te-am pune cover asfaltic, subțire. Da. Deci, să de 5 cm. Da, domnule, vă rog frumos, lăsați-vă, domnul Gureanu, ca să știe. În legătură cu asfaltul, cu valul asfaltic la noi. Să nu înțeleagă nimeni că noi suntem în putere. Am înțeles. Deci nu este, deci sub nicio formă. Să nu înțeleagă nimeni că suntem împotrivă pentru a se asfalta. Dar dorim ca pe parcurs să fie asfaltate și alte străzi. Dar eu mi-aș dori să se asfaltez tot odată. Iar dumneavoastră ați afirmat în comisie că se va asfalta 5 metri. Nu? Așa am înțeles. 5 metri ce? Lățimea. 6 metri. 6 metri. Diferența va fi suportată, adică pentru rigole, mă refer la rigole. Ați spus că va fi suportat de fiecare cetățean în parte, care va, vă rog să spuneți din nou ca să înțeleg mai bine. Care va dori să-și betoneze în față porțiunea lui, de jumătate de metru, un metru, depinde, că nu peste tot un metru. Dar cine nu va dori? Nu, ascultați. Cum va funcționa rigola respectivă? Deci, într-o parte, exact ca la Plotuș. Într-o parte e înfundat, într-o parte desfundat. Dar nu este rigola, dacă nu țineți minte cum am explicat destul de clar. Nu e nevoie, rezoluția, nu e nevoie de rigolă de 40 de parte. Nu mă înțeles, nu mă înțeles. Am reținut, eu asta am reținut. Și nu cred că la tot ar fi problema asta să nu-și fac. De exemplu, vă dau un exemplu simplu, concret, acum, recent. A fost o mormântare, da? Așa. A fost o mormântare din banii primăriei, nu? Da. Respectiva porțiune va fi suportat din banii primăriei ca să fie dus până la da, dar știți, dumneavoastră veniți cu întrebările, dar ce ar fi să veniți cu soluții? Păi eu... Păi punem întrebări, hai să venim cu păi, rezolvă în pentru că dumneavoastră ați venit cu ideea de asfalt și să fie care să fie, deci ați vorbit dumneavoastră... Aici vorbiți de niște treburi care nu interesează pe cetățeni. Acolo este drum public, domeniu public. Și atunci... Și atunci trebuie să-l amenajăm tot, nu? Exact. Și atunci acum spune domnul... Dacă prin bunăbunirea cetățenilor și-l amenajează, da, dar... Facem o hotărâre de consiliu local. Păi, toată lumea trebuie să-și vină până la limita din aia 300.000, să vă duce și acolo bani. Exact. Domnule, înseamnă că ai ceva în cap când faci acest proiect, da? Domnule, eu îi pun impun sau... Nu putem lăsa peticii, nu putem lăsa peticii. Unde este? Păi eu asta spun, că dacă nu îl duci... Rigula respectivă, dacă se va întrerupe, apă atunci... Asta este chestii de urmă. Da. De-aia prezintă să fiu asfaltat. Da, domnul Grean, mulțumesc. Domnul Gorbiu, vă rog. La capitolul bătrânului, dar doar la contabil de chestia noastră, la secțiunea de funcționare, banii alocați cu 400.000 de lei, cam... 435. Da. Ce prioritate are? Care ar fi prioritate să fie prioritate? 235 de lei, față școlii. Bun, bun, bun. Așa? Dar sunt propus această cum aici. În ce direcție sunt eu? Reparații pentru centrală ce... Deci, da. Avem centrală, asta să ne știți. Deci, am discutat. Avem doi mobilier, din mobilierul la... Da. Ticurul, la investiții. Și avem la țară aici, la totuși. Da, da, da. Deci, avem de vreo dotare de vreo. Adică, sunt multe lucruri făcut. Avenajarea de vreo. Să-ți concretizez ce este mai prioritar. Da. Așa, ați,
Da, domnul Bărbi, ați terminat. Da, mulțumesc. Da. Domnul președinte, eu aș vrea să-mi întreb un alt dacă apa care se scurge din sat, unde o să... Apa pluvială? Apa pluvială. Dacă se toarnă coborul. Vă referiți în satul da, da, la coborul asfaltului? Da. Este autoritatea primării. Pentru că eu țin un teren de la cineva și exact în acel teren, toată apa ce vine din sat, acolo se duce. E vorba de sfatul lui Emin, nu? Da. Apoi trenul ăla. Al lui Emin. Acolo mai are... Păi și atunci nu știu ce vine cu ideea. Cum? Mai are cineva acolo pe tine care ar fi dispus ca să-l... Să-l vândă. Face un colector. Trebuie un colector ceva și pus în altul. Și așteptăm soluția celor care vine cu proiect. De aceeași problemă am pus-o și... Drenare. Exagerat, exagerat nu este, dar totuși este niște apă care duce la bani. Da, acum mai trage pământul, dar atunci... da. Deci probabil va veni un șans care va duce. Da. De unde... Da, doamna, da, de la mine, bun. O întrebare aș mai putea. Da. Am putea spune unde se regăsește suma aia care trebuie dat pentru eroi? Pentru eroi. Monument. O să se regăsească la rectificarea de buget. Asta deci exact. Nu am mai mult. Rectificarea de buget mai se face în luna iulie. Deci asta înseamnă. Deci o bară. Până nu se fie o sumă de acolo, putem să-l vrem, că să-l face să cred că și am rectificat chestia asta, că o să facem o rectificare de cuce. Nu știu dacă am... Până acum, cred că ce am zis, am și făcut. Așa că cred că ar trebui să mă zbunat. Și lucrăm mai mult. Da? O rezolvăm. Toate lucrurile nu trebuie discutat chiar. Da? Bine, domnilor. Da. Mai... Aș vrea să întreb dacă în acest buget este prevăzut sau poate la următoarea rectificare ceva cont de apă așa. Să ținem cont că este singura porțiune care nu ține tancă din comună și țeava e acolo se țeavă recuperată și ar trebui făcut un efort. Știu discuția, am discutat și cu lumea cu Abișoara și cu doamna Vici, chiar discutat sunt de discuția, ar fi vorba de pastia unde are de lucrare pe acolo și cu țeava asta care avem probleme. Eu am vorbit deja cu parte din oamenii care au promovit, am ceva trece, sunt de acord să intrăm în domeniul lor, dar nu la vară când vor să aibă culturi. Trebuie măcar porțiunea urgentată până în luna mai. Până în mai, da. Măcar cu porțiunea aia unde sunt proprietăți cultivate. Și din stat nu vom putea finaliza tot. Deci nu tot, dar să... Nu știu cât o să putem. 200-300 de metri, cât putem face prima fază ca să... să terminăm și cu... Deci ați văzut și anul trecut, când am făcut înlocuirea aia altă, cum se prezentau conductele metalice. Eu cred că am susținut cauza și dar nu putem deci. Mergem înainte, da. Eu țin să afle și consiliere că sigur, va fi prioritate. Sigur, sigur, sigur. Da, domnilor, și acum să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de buget? Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Bun, trecem la proiectul numărul 3, proiectul de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în fond de 800 de lei, cu proiect care va împlini 50 de ani de căsătorie în 2018. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, da, domnul Stălea. Este o idee foarte bună, dar ce am vrea să remarc, aici am văzut că într-o la fapt în primărie, când s-a încercat să afle numărul de cupluri care până de 50 de ani și s-au luat de căsătorii. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că sunt cupluri poate care nu sunt căsătorite în comunitate. Și s-au mutat de 10, 15, 20 de ani, s-au mutat de un copil. Trebuie să nu
ajutorul de cupluri care nu sunt înregistrate în registrul de datorii a comunității de Iași. Și care au contribuit da. Măcar 10 ani. E dificil, dar există o discriminare în cazul ăsta. Pe poate s-au căsătorit la Unești. Dar ei au s-au căsătorit. Unde au domiciliu, dar au domiciliu în Ișoara, poate 20 de ani și sunt dacă sunt stabile aici. Aici, da, domiciliu. Deci dacă au domiciliu, figurează primul domiciliu. Dacă să nu mutați prin Teleorman, prin Giurgiu, prin nu știu, nu am cum de acolo, dacă e domiciliu. Dar nu zic de cei care sunt mutați de aici acolo. De exemplu, eu nu sunt trecut în registrul de căsătorie. Dar n-aveți nici 50 de ani. Am înțeles. Vedeți? Da, bine. Da, bine. Ați terminat? Da, mulțumesc. Dar atunci supunem la vot proiectul de vot. Deci, cine este pe... Cu amendamentul de rigoare. Dacă sunt de acord cu amendamentul, poate să găsesc. Da. Poate să găsesc. Dacă sunt situații pe practica în care ești de acord. S-a dus documentele așa și să nu atunci cum s-a aprimă. S-a dus ceva în emenție, dar să știu. Da. Da, deci încă o dată. Cine este pentru? Nu. Da. Da. Bun, trecem la proiectul de hotărâre numărul 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliminarea testatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Explicați. Da. Dar trebuie să ajungi la testatul respectiv, să ajungi la suma de 60 de lei. Cât a fost? 25. 25. Dar acum am cheltuit foarte mult, am lucrat cu foarte mult cheltuielile ce plinim noi. Acum a dat la plata lor. Prețul de achiziție. Da, era 25-25 de ani. Acum e undeva la 50. Și s-a anul trecut atestat, până anul trecut atestat era o foaie, o singură foaie, și se vinea și se elibera anual. Acum este format nou. Există forma lui, este de 5 ani, este atestatul pe prima pagină, cu 5 ani este la spate. Ăsta costă 20 de lei plus carnetul pentru produsele care strec acolo, care costă tot 20 de lei. Vedeți că m-am pus în spate la materiale, copie după factură. La toată lumea am pus, la prețul de achiziție, 40 de lei, ajunge pe noi să plătim toate astea. S-au mai spus 10 lei pentru cheltuielile de transport, produsele ar trebui să meargă la care era și până acum. Care era și până acum. 10 lei pentru cerțelul de protecție. Ce înseamnă? Jutii, tone, spațiul dosar pentru fiecare cerere. Cât e valabil atestatul ăsta? Un an de zile, deci la data eliberării, el este valabil un an și se vizează anual. Și viza este de 20 de lei. Da. Care este pe 5 ani. Deci, într-un cuvânt, 80 de lei, nu? Nu. Atunci trecem la vot. Cine este pentru stabilirea acestei taxe? Abțineri? Bun, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea marchetei priorități, obiective, plan de acțiune pe 2018, instituția prefectului județului Bacău. Ce scrie cineva la cuvânt? Mulțumesc. Trecem la vot atunci. Vă rog, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Da, mulțumesc. Trecem la...
schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga, strada Văzător Maria Rogozea și a străzii Marin Preda, strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 40 din 2017. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, domnul Vigur Nichitelu, altcineva? Da, aveți cuvântul, domnul Nichitelu. Mulțumesc, domnul președinte, deputatului și domnul. Știți foarte bine că am invitat pentru schimbarea din mine, am copiii comunei Târgu Trotuș, în special satului Târgu Trotuș. M-am gândit că ar fi foarte frumos și bine să-i dăm denumirea străzii, iar discutând cu cetățenii din spatele parohiei și cu părintele paroh și cu alt preot vicar, au spus că e un lucru benefic să-i acord, să-i modificăm strada, strada parohiei catolice. Da, doar atât. Nu vreau să rețin un scurt și prea mult. Atât, dacă dumneavoastră sperți să colegii mei sperți de acord. Da, vreau să vin în completarea declarației dumneavoastră și am să vă spun că dacă ați fi completat hârtia în ianuarie 2017, nu se mai ajunge aici. Dar asta, deci, nu a fost cineva împotriva a se da în denumirea de Rogozea. Vi s-au dat străzile de la Cutare până la Cutare, domniile voastre, deci dumitare nu la ei. Nu, Adrian, ce să intrăm în polemici acum? Deci nu intrăm în polemici. Păi, dar eu am venit, doamnă scumpă, doamnă secretar, am propus... Nu, deci am propus schimbarea denumirilor de străzi și nu am mai găsit atunci, care am venit atunci cu modificări și adăugiri. Și ca drept exemplu, să vă spun că veniți o aberație aici pe strada asta, care e strada primăriei, frate, și aici este centru. Da? E strada Gaidar, să nu mai zic, stai, că și după aia veniți cu altă denumire. Păi stați, fraților, așa. Și după aia am discutat. Strada care e strada primăriei, cu strada noastră. Pentru că, băi, OAT, instituție, da? Punem strada, adică să se poată ghida. Unde merge? Strada Popești de Ordin din Deal. Da, trecut-o pe voia. Mă rog, dar este strada, Alexandru. Așa, da, este strada. Dar, mă rog, eu vreau ca să trecem, să lăsăm vrem să lăsăm totul să nu uităm. Să lăsăm totul să nu uităm. Doamne, necesită asta niște modificări? Deci legea permite. Pe deci parcurs, permite, da? Deci dacă dumneavoastră a inițiat un proiect de hotărâre, bază legală există. Pentru că este adăugire și schimbări de denumire. Așa se va întâmpla și la voi. Dar cu strada eroilor, nu știu. Da, regimilor. Deci la voi se va întâmpla așa. Deci luna viitoare, deja ne-a avut un zic. Dar era asta, știți ce vreau să vă explic? Deci, schimbarea asta de denumiri necesită niște intervenții la nivel național. Nu vă gândiți să facă așa numai pe hârtie la acolo. Deci este o comisie care acum iar ne avizează la Bacău. De asta zic, dacă aveți și alte propuneri pentru schimbări, de denumiri, puneți-le acum. Nu putem intra de lună în lună. Costurile ăștia de la sistemul național, de la evidența populației. Am menționat și înainte, dar domnul Genu mi-a luat înainte. Nu știu ce v-am luat înainte, la noi, eu mă tot duc să fac monumentul eroilor în partea mea, e altă stradă și m-am dus strada eroilor la domnul Genu. I-ați luat strada domnului Voice? Da, e acolo. Și vedeți? Este în sus, venit frumos. Adică vine la monument, se duce la monumentul ierurilor, se duce la Genu acasă. Păi poți să aveți. Până acum n-am avut nicio stradă. Acum când vedem ea, lăsați-le așa, un an, doi, trei, ce se face. Da, domnilor, deci domnul Voltar, dacă aveți ceva de adăugat. O singură remarcă. A fost învățătoare sau profesoare? Învățătoare. Deci așa e specificat. Strada învățător, da? Mulțumesc. Mai sunt modificări, domnul Voltar. Mai fi modificări, doamna voastră, vă întreabă doamna seara. Domnul Voltar. Păi ce să mai modific? Nu o să mai apară plăcuțele nici, cred că nici în 2050. De comandă n-am dat. Păi dacă se poate face modificări. Eu cred că ar fi bine. Deci nu știu, acum... Susțineți-vă cum. Deci nu că acum iau de la Genu sau nu știu ce, dar calculați așa. Deci e monument al eroilor la noi acolo, da?
și o să fie strada Eurilor în altă parte. Nu știu cum o să fie. Deci la voi ce stradă e? Păi nu mai este nicio stradă. Ce să mai e? Atunci, haideți să supunem la vot modificarea de la Trotuș. Cine este pentru schimbarea denumirilor? Toți. Abțineri, împotrivă, nimeni. Mulțumesc. Și acum, la numărul 7, puncturi diverse. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, da, domnul Scârlea, domnul Boagă, domnul Scârlea, aveți cuvânt, vă rog. Da, două puncte scurte. Aș vrea să le aduc în atenția conducerii primăriei, dacă se pot monta câteva candele în punctele cheie și de la Vinșoara. Da. Văd că la... Mai dulează. Da. Și v-aș ruga tare mult, avem discuții în sat cu cei care au contribuit cu aia 250 de lei pentru apă. Sunt câțiva care n-au dat și le răd de nas celor care au dat. Și au spus că beneficiază de aceleași facilități. Dacă și la aceeași da, și la trotul și... Da. Trebuie urgent, dar făcut ceva, gândit o strategie, o să, ca să mă cerci bani, o să-i restricționăm la anumite trebuie în casă. Adică se simtă și ei că... Se simtă și ei că așa de foarte. Să facă tot omul cu toți, da. Da, ce mă zice la trăb cu trotul și nu mă da, zice că care nu omul. Da, mulțumesc. Atât, mulțumesc. Domnul Boagă. Adresăm domnul primarul, că nu știa următoare. La școala care există în Vișoara, ca construcție, funcționează o grupă de grădiniță. Simbolul național al țării, drapelul tricolor, este mereu profanat. Da, jos, ruptă coada și stă alt, totul altceva, care nu are legătură cu simbolul național. Stai acolo Ștefan cel Mare, dar ce m-au fi inventat, nu știu. Deci în rost are să stai acolo. Mie ce și-o vădă. Asta, dar asta, domnul Boagă, vrea să vedem și problema faptului că steagul Ștefan cel Mare este arborat alături de tricolor. Dar nu face parte simbolul național acel steag, dacă îl putem numi steag. Dar sunt jos, nu. Nu este... Domnul Andrei, te rog. Aș dori să discut... Boschez. Păi și noi ca și consilieri, dacă vedem această problemă, trebuie să o rezolvăm. Nu, dar vreau să vă spun că nu este aruncat, a căzut în zăpadă și a rupt. Și acum s-au dus oamenii să repare. Nu că... S-a repărat zăpada când te-a jos, o rezolvat. El era pus acolo în boschez. Da. Bun, aș dori să discut un pic, să vedem ce facem cu apa asta, ce se aude. Vine crabul, ne ia... Ce facem? Să știi și lumea sa. Deci ăsta e primul lucru care e cel mai interesant. Lumea să știe că plătește și plătim și să știe că... Deci, în primul rând trebuie să vină să plătească. În primul rând, să plătească. Nu să vină, pentru că ai reprezentanță, nu știu tot așa. Dar cine are obicei, cine are... Restanță este dată. Poate să vină și să plătească aici singur. Am primit o adresă săptămâna trecută vine, dacă nu mă înșel, prin care, într-adevăr, joi, săptămâna asta, va veni o comisie, puteți veni și domnile voastre, pentru preluarea rețelei de apă. Vom vedea cum o să găsim un punct comun, o să ne susținem și noi punctele noastre și probabil punctele lor, dar și dacă tot s-a deschis subiectul. V-aș invita să veniți undeva vreo la 10 de acum. Când o să coborăm, o să vă amuni deja să iau adresa. Așa. Știți destul de bine că la un moment dat m-am cantărit ca să mai fac investiții pe traseul de apă, referitor de Vișoara și cumva așa. Sperând că o să vină ei să facă. Mă iertați că vă întrerup.
ar fi bine să dăm spre folosință instalația. Dar nu, nu înțelegeți că așa. Deci nu se dă, instalația rămâne la noastră. Și atunci deci trebuie să facem investițiile noi. Investițiile am înțeles. Acum să vedem. Joi undeva la ora 10, dacă nu mai știu. Dacă vreți și... Anunțați și vedem. Da, da, ce da. 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 Rămâneți undeva și vedem exact acum jos la adresa. Rugămintea mea este să vină și să se plătească sau să se primească casierul și să se plătească ca să nu avem probleme. Da? Suntem într-o... mai avem o rezidanță, după cum bine știți, avem să închei strupiunul din cont de când am avut problemele respective, pentru Budrucu și Vișoara. Mai avem o sumă de bani de dat și se va îndepărta să chestii de pe contul respectiv. Deci vom intra în normalitate. Sperăm să nu se ajungă înapoi. De asta am zis, haide să facem ceva, să mai dea bani care l-au dat. Constrânși cumva. Da, bă, știți destul de bine că problema asta a apei o avem din 2006. Suntem în 2018, aproape un an de zi, 2 ani de zi. Eu am încercat pe cale ameabilă, nici de cum prin scandalul și să o rezolv, cu toate că am avut păreri pro și contra. De acum, cine și-a pus instalațiile la punct, am avut argumente defecte, sigilii rupte, necitit, contoare neconforme și așa mai departe, o să înceapă probabil și treaba să meargă din casă în casă în perioada următoare și să le ia la pas. Da. Foarte bine. Din casă în noi, din casă în casă, clar. Deci ei nu să, pentru ei, noi ne-am arătat disponibilitatea de a colabora cu ei. Eu n-am putut să vin și să mă, și așa știți destul de bine, am început protestele respective, cum am scos-o la capăt. În schimb, ei probabil nu vor fi ca noi și să înțeleagă că Domnul îți dai noștri. Așa este normal. Exact. Doi ani am tot făcut în așa fel încât să fie treaba. De acum cine a înțeles și nu va suporta. Bun. O întrebare vreau să pun și eu. La trecerea asta spre folosință sau, mă rog, ce implică asupra fosturilor care avem locul. Posibilitatea, un contract, o constrângere, să înțelege, e bine să exploateze sau să... O să se regăsească în prețul apei exploatarea lor, a instalației. Deci, în loc de 3,7, să fie 6 lei, 3 lei, cât o să fie 5. Apa se va mai mări un pic. Dar nu în niciun caz la așa. A zis o sumă. Poate să mai mărește un leu. Hai să luăm 3 lei. Poate să mai mărești un leu, dar măcar nu-ți mai ia apa. Deci, domnilor, consilier, haideți să... Oricum să haideți să facem clar. Haideți să facem așa. În contractul care va fi timpul să-l semnăm, punem o clauză prin care un anumit timp să nu se umble la preț. Nu știu. Deci... Oricum se va ajunge în Consiliul Local. Deci nu se va ajunge, nu se poate fără Consiliul Local. De asta zic, orice modificare va fi, va fi justificat aici, fundamentare pe preț, deci... A se lua să spună ce trebuie să facem. Deci ideea asta este pentru că noi nu avem competențele necesare de a ști să facem contractul sau să iau 10 juriști. Este contractul cadru, nu există. Deci trebuie să fiți conștient. Eu de asta zic. Deci, domnul Brian, fiți conștient că nu mai e ca pe drept. Care pe care? Cum se poate și mă nici... Acum, juriștii lor au obligația să ne învețe și pe noi în casă, nu știu. Deci este destul de... Eu aș vrea să fiu, adică... Da, mai aveți ceva de adăugat, domnul Adă? Mulțumesc. Domnul Midichelu. Aș vrea să întreb pe domnul Adrian Coproș dacă ultima, la ultima ședință, la ultima discuție din ianuarie, ați luat măsuri cu ceea ce l-a rugat cu Beco, pentru că nu mai probabil. Ați spus Beco la unde da, este Beco. Da. Mulțumesc frumos. A doua problemă, când mai sunt pe propriile astea, mai băgați utilajul nostru, păstrăzele, toate străzele, să mai dea puțin, mai tragă cu lama. Știți de tine, sau poate nu erați acasă. Deci cum s-a dus apa, am și băgat utilajul. Dar dacă plouă, nu... Deci trebuie să fie serios ca să joci. Da, ok, bun. Eu am să văd pentru ce zăbat. Și a treia problemă, domnul, v-am întrebat? Și a treia problemă,
Spuneți-le și colegilor noștri aici. Ce datorii mai avem? Deci noi mai avem sechestru asiguratoriu. S-au luat banii. Câți bani s-au luat? Deci 200 aveți... de milioane mai avem datorii. 200? La apă? Da. 200 de milioane? Da, datoria. Asta e toată datoria? Pe eșalonă. Pe una dintre eșalonă. Pe unul din dosar. Pe unul din dosar. Dar unitatea ați fost la ședință, nu? Eu am fost la ședință, dar eu vreau să spuneți dumneavoastră. Să aud eu așa din cura... Da, ca să știm exact. Care-i suma totală? Deci, pe sechestru, avem încă suma de 20 de mii de lei. Da? După care vom cere eșalonarea pe lunile mai 2017 până la facultate. Da. Nu, dar eu v-am întrebat altceva, nu vreau. Care-i suma totală de dat la afară de sechestru? Da, suma totală e 1 miliard și... 1.800.000? 1.300.000. Păi și cu banii aia spun ăștia și s-au făcut. Spun o grămadă. Eu am încercat să le explic. Dar nu s-a încasat. Nu. Care au dat aia 350. Nu. Eu am încercat să le explic. Aia care au dat. Așa. Ce s-a făcut? Mulți vor să știi. Ce s-a făcut? Domnul a dat 3.500.000. Numai puțin. Și el spune că dacă a dat 3.500.000. Nu, e fals, am spus. Nu, trebuie să dăm să plătim apa. Și eu am dat banii. Fiecare. Și am plătit pentru tot. Dar eu vin și îmi plătesc corect. Deci lumea trebuie înștiințată. Nu, dar nu trebuie să faci treaba asta. Așa. Lumea trebuie înștiințată. Și dacă nu vine, dă-i o broșură sau dă-i un anunț din ăsta. Păi eu cred că eu ți-o spun, domnule, din banii ăștia, ăștia au trebuit ca să ieși dintr-un impas care era foarte grav. Să banii lor ăia am apelat. Deci a fost de 4 miliarde, domnule. Da, păi dar eu și eu cred că... Pentru când am apelat la dumneavoastră, n-ați venit niciodată să mă ajutați. Deci nu... Deci chiar n-am venit niciodată. Deci, am ieșit cu tine, Adrian, în sat. Am ieșit cu tine în sat la Strâmbani. Trebuia să mă fi luat. Păi, Adrian, dar nu mai fi ipocrit. Am ieșit cu tine în sat la Strâmbani? Depășești. Am ieșit cu tine în sat la Strâmbani? Băi, am ieșit, da sau nu? Da, dumneavoastră. Băi, atât vreau să ce mai dăm din gardă, da sau nu? Ajută o dăm cotită, ce faci mai? Da, te mulțumesc. Domnul Andrei, am văzut că vrea să mai adăugă. Exact ce a zis domnul Sfârnean. Deci cei care au dat bani la apă, 3.500.000, acum ăilalți râd în nas, le dă în față, că bă, ce prost ai fost. Domnul Andrei, aceeași treabă ce a zis domnul Sfârnean. Va veni timpul în care se vor așeza lucruri. Și știu de ce zic, nu pot să vă așa, dar va veni timpul că se vor așeza lucruri. Ok. Dar să oprim și apa pot la ceilalți, care n-au dat. Noi am dat, noi. Pe porțiunea noastră. Este, îl întreținem noi după aia? După 5 ani de zile sau intră... După 5 ani de zile ar trebui să ducă înapoi către domnul Iglesia. Mai facem un act. Eu întreb pentru că dacă o să se facă lucrări prin sat, iar vin, eu știu, vine crapul sau ceva. Avem oportunitatea de a-i strage să facă la loc înapoi. Deci, domnul Îngurean, legea construcțiilor zice clar, drumul va fi adus la starea inițială. Dacă ai balastru, balastru se va primi. Dacă ai asfalt, dar, eu înțeleg. Așa s-a făcut și la Tisești. Nu știu dacă ați fost pe acolo, s-a dus la starea inițială, dar numai pe porțiunea respectivă. Dar nu știu, nu. E aceeași treabă, numai că aici a s-o decopertat și s-o făcut înapoi. Normal. Da. Iar dincolo pe Tisești. Eu vreau ca să nu ajungem exact în situația aia. Asta mai este. Bă, nu are lucrurile grave. Deci nu. Forma inițială. Da? Mai ales. Da, bă. Deci, avem o închisă ședință. Aș vrea să vă mai întreb.